Salutare, dragi tovarăși, și bine ați venit la o nouă ediție, la un nou episod pe bază de mimuri. V-am norocat ieri în cel mai frumos, în cel mai sexy, în cel mai super mod să-mi dați mimuri cu al treilea război. Dacă vreți, fac și episod separat care dezbat șansele să se întâmple așa ceva. Dar în fine, de ieri până azi n-am mai intrat pe Discord, se vede că am o grămadă de mesaje, deci lumea clar mi-a trimis poze, dar o să mă uit, de fapt asta dau mai așa. O grămadă de mesaje pe aici, o să văd câte dintre acestea sunt cu mimuri. No, hai să vedem, mi-a dat și subscriberul ăsta deja un meme că s-a nimerit să-l Discord pune la el, ia, el cum iese din tank așa. No, putea să fi luat un capac de canal deschis să-l fi pus să iasă de acolo, nu știu, mi s-ar fi mai realistic. La care să mă uit, mă, la astea pe privat sau... Hai să mă uit la astea pe server și după alea pe privat. No, hai că am început bine. Un mim cu Ricardo, că de ce nu? Bă, dar mi-a găsit o poză cu fața mea. Dar nu vă legătura cu al treilea război mondial. No, hai să vedem cine a mai făcut lumea. World War 1, World War 2, World War 3. Avea pretenții mai mari de la voi. No, cau și-o mimuri și toți aici. Sal, 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 sal. No, mersi. Ia, hai că am găsit. Când începe războiul și te iau în armată. Vai de pula mea, ce-i asta? Ce fa asta? No, hai că l-asta am râs, hai să ne ce mai pe aici. Ăsta îmi place, e bun. Dacă stai drăguț. Ăsta se pare aiure. Da, gen, a luat poza originală și a făcut-o și mai strâmtă de capitanul Burcea, nu e așa slab, totuși. No, hai că am început bine, ia. Am scăpat de World War 3 fraierilor. Ciao pisi. No, îmi place că a luat poza asta cu mine, care chiar arăt ca după război. Ove pe YouTube. Ove în mintea lui. Hai de capul meu. No, îmi place, aveți creativitate. Ce mai e pe aici? Who will win? Toast Malone, Vladimir Gluten, Budinca, Olevitiu. Ce pui mei. Începe World War 3. Ia. O vede și Hidden plecând din România spre Canada. Ia, ia uite mă. Iau și cu Robert în tank. No, așa mai merge. Direct în panzerul mergem către victorie. Ah, și cred că ăsta e cel care a făcut mimul. Uite la aici, nici nu l-am văzut. Fondators, USA needs us. Together we can win. Join the SEALS Army. Join here. John SEALS General US Army Specialist. Members, Jordi El Nino. No. Oamenii culți o să ce pui mei, breaking news. Ultima bere băută de generalul ăla a fost COVID-66 rockerul României. Ai de capul meu, vine demonetizarea blană acum. Când ești panicat din cauza războiului, dar îți dai seama că România are destui bombardieri care să apere populația. No, trimitem bombardierii aia să-i bombardamenți, mai puternici ca orice bombă atomică. Eu, 2021, World War 3, 2021. Asta e bună, îmi place. When you realize that you have start World War 3. A, și mi-a pus aici. Bă, ce... Bă, ce mișto. Gen, mi-a pus pe geam bomba. Cum explodează. Bă, ce tare e asta. Trebuia să o fac... Da, nu cred că putea să o facă totuși mai puțin opacă. A, și îmi place că e bombă de asta în formă de clown. Nu știu dacă se observă. Bă, mișto poza asta, îmi place. Țiganii când află că tancurile sunt făcute din fier. No. Și cică, eu sunt ăla rasist. Ai de cap, meu. Bă, voi nu sunteți sănătoși la cap. Bă, dacă pățână are ăsta, când vorbea că nu sunteți sănătoși la cap. Ia, yeah. Ro, capitanul Rafael, gata de război. No, îl avem pe Rafael, pe el îl folosim pe poze de antitank. Ăsta-i bun, ăsta-mi place. Una cu Gheorghe Dincă. Bă, e bișto.
Răzbunarea lui Suleimani ăla ar putea să fie asta. Reîncarnarea lui, cine știe. Păi se putea ceva fără tufișul lui Daryl Red? Bă, da, a făcut-o pe poză. America și Iran dând cu rachete în pulea. Irak! Asta e bună! Asta e bună, îmi place. Donald Trump Jr. The Romanian army has it bombers prepared for Iran. No, chiar că avem bombardierii pregătiți. Cum am spus, îi rupem. Mai ceva ca orice bombă cu hidrogen. Na, ce ziceam mai devreme? România arătându-i lui Trump unde e Iranul pe hartă. Mi se pare corect. Așadar și prin urmare, meme-urile câștigătoare de la această ediție sunt următoarele. Ăsta, care mi s-a părut mișto ideea că a băgat asta cu Terminus Paradis. Și ăsta cu mine și cu Hitler în mașină l-a băgat și pe Boris, bă, când bagi chestii de-astea cu ruși, cum să nu-mi placă? No. Le-am dat mesaj celor doi, lui Paul și lui Slavman, aștept să-mi dea, să răspundă la mesaj până postez clipul, dacă nu, le las link-ul de la canal în episodul următor. Eu sper că v-a plăcut mizeria asta de videoclip, că nu prea am râs, multe biburi au fost furate și le-am văzut la PewDiePie înainte, dar na, uite, astea sunt originale, adică, mai zic ceva, toate ale originale câștigă. Eu sper că v-a plăcut videoclipul, lăsați în comentarii care meme vi s-a părut mai bun, scrieți secvența cu meme-ul respectiv și îmi ziceți, bă, la minutul meme-ul ăsta mi-a plăcut cel mai mult și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ah, și dacă vreți să fac video în care dezbatem subiectul ăsta cu războiul, dacă o să ne fim implicați sau nu, să lăsați un comentariu. Poate o să fac, cine știe. Hai! Ciao, lesturor!